Radu, pentru că ești un împătimit al călătorilor, îți propunem o destinație interesantă din România, Craiova. Okay. Craiova este pe primul loc într-un top al destinațiilor europene de Paște. Da, da. Făcut în urma unui sondaj unde au fost prezentate niște fotografii și cei mai mulți internauți, ca să rămânem în clișee, au votat Craiova drept destinația de vis pentru a petrece Paștele. Atenție, ei nevizitând vreodată. Nevizitând, da. Păi atenție, da. Clasamentul este pentru destinații la care mergi din anii în Paște. Da, sau din anii în Paștele Cailor. Pe care le vizitezi doar online. Da. Bun, aici explicația e simplă și a dat-o chiar Leo Luguța Vasilescu. I-au impresionat pozele pe cei de la site, da? Pentru că sunt oameni care n-au văzut Craiova, dar care au fost atrași de calitatea fotografiilor și de unghiurile în care au fost făcute fotografiile și de ceea ce arătau ele, firește. Asta pe de o parte. Pe de alta, n-ai de unde să știi care este profilul celor care au votat. Că s-ar putea mult să fie craioveni sau olteni sau oameni răsfirați în lume și care din patriotism local, din tot felul de sentimente absolut de înțeles, au votat Craiova. Nu trebuie făcute comparații, adică ar fi neigienic, nesănătos să faci comparații și să spui, păi înseamnă că Craiova este peste Roma. Sau peste asta Zagreb. A făcut doamna Olguța. Da. Nu, dar nu știu, a făcut așa a ceva? Făcut, da. Nu, asta nu e de făcut. Pot să pricep că pe un asemenea site, la care m-am uitat și eu, am intrat și eu de curiozitate să văd ce și cum, Craiova iese ca destinație predilectă de Paști în funcție de fotografiile prezentate de cei de acolo, de craioveni. Dar lucrurile se reduc aici. Sigur, Craiova de azi, sper că nu mai e Craiova de acum 10 ani, când am văzut eu și când lucrurile nu prea arătau au stadion. Grozav. Da. Au stadion, au echipe. Da. Au, echipe. Nu, au câteva lucruri interesante, au parcul Romanescu, da. Au câteva biserici frumoase, Madonna Dudu, au centrul acela istoric, să zicem, care, dacă a fost reamenajat corespunzător, a devenit interesant. Este și foarte, foarte, foarte bine conectat Craiova cu Parisul, cu Londra, sunt rute, da. Sunt și se zboară, da. se zboară și au dorit englezii să poată să ajungă ușor în Craiova și francezii, da, la fel. Acum, noi avem tendința asta de a ne situa mai sus decât ceilalți, adică țin minte că și Emil Boc a spus că Clujul este peste New York și Londra la anumite capitole, dar măcar el a făcut această precizare. N-a vorbit în general. La prețuri. Îl țin minte pe Robert Negoiță, care a spus că Bulevardul Unirii este mai frumos decât Champs-Élysées, ceea ce este aproape eretic. Da? Și în clasamentele astea, dacă ne-am apucat să comparăm, ar rezulta că Craiova este peste Roma, peste Lisabona, peste Paris. Nu. Acolo sunt mai multe categorii. Una dintre categorii era destinații de Paște. Și aici, pe baza fotografiilor, după cum recunoaște chiar Lia Olguța Vasilescu, Craiova a fost opțiunea numărul 1. Dar sunt rubrici de gastronomice, piețe, târguri de Crăciun, locuri pentru copii, distracție și așa mai departe. Distracție la maximum, nu oricum. Și acolo clasamentele diferă. Deci poate să-ți iasă pe primul loc, habar n-am, Tokyo sau Istanbul. Sau... Simplu fapt că, uite, alăturăm Craiova acestor mari metropole, da, o mare câștig pentru acest oraș și ajută din curiozitate, da, măcar mulți plictisindu-se de atâtea capitale europene vor ajunge și la Craiova. Eu îmi imaginez un spot, o reclamă, cu vocea lui Adrian Năstase. Firește, i-am invitat atunci să ciocnească ouăle la Craiova, firește!